Vorbeam și spuneați că acum acest tip de cancer e înregistrat din ce în ce mai mult și în rândul tinerilor. Nu numai cancerul bronhopulmonar. Sunt mai afectați tinerii în ultima perioadă de neoplazii, de cancere? Ar spune că da. Nu tinerii, poate mai puțin, dar se spune mai degrabă că neoplaziile încep să apară din ce în ce mai mult la vârste mult mai tinere decât eram obișnuiți. E considerat în general o boală a vârstnicului. Nu Da. mai este chiar cazul. Adică aveam foarte multe cazuri deja, mult prea multe, la 30, la 40 de ani. Și bineînțeles că există și o proporție semnificativă de cancere la copil, din păcate, pe care nu le mai putem atribui decât acestor modificări genetice, pentru că vorbim de vârste de la 1 la 15 ani, să zicem, fără niciun fel de discriminare. Cum sunt depistate aceste neoplazii la marea majoritate a pacienților? Știm că această boală are mai multe stadii, mai multe faze. Ne puteți explica care sunt treptele acestei boli? Sunt practic patru faze, patru stadii, sens crescător, pornind de la boala pe care o numim precoce, în care avem doar nodulul primar, tumora primară, de obicei de dimensiuni mici și fără să invadeze organe sau alte țesuturi în jur, și mergând până la stadiul 4, care este stadiul metastatic, în care au ajuns niște celule pe diverse căi, pe cea sanguină, pe cea limfatică, eventual chiar prin curgere, prin alunecare din aproape în aproape, în alt organ, diferit la distanță. De obicei este ficatul, plămânul, creierul sau osul, cel mai frecvent, mai rar altele. Știm că aceste metastaze, da, pot fi localizate în orice parte a corpului. Metastazele, în general, sunt localizate acolo unde e partea sensibilă sau mai sensibilă a pacientului sau vulnerabilă, să spunem așa. Fără Există. să o știți, probabil ați atacat una dintre cele două teorii ale metastazării, pentru că suntem în stadiu de teorie după 130 de ani. Deja. Sunt două teorii care au încercat să explice procesul și de ce, de fapt, nu toate organele sunt sedii de metastazare și cu siguranță nu cu aceeași frecvență. Cele patru pe care le-am enumerat înseamnă 85-90% dintre metastazele în orice fel de cancer. Sunt patru organe din, nici nu știu, pentru că le-am numărat vreodată, vreo 30, să spunem, incluzând și piele, și rinichi, și mușchi, și altceva. Și una dintre explicații este, într-adevăr, o sensibilitate, dacă vreți să-i spuneți așa, mai mare a unor organe față de aceste celule și o capacitate de comunicare între organul respectiv și celula malignă, care își caută un loc propice pentru a se însămânța și a continua să crească. Se pare că unele dintre aceste organe pot să semnalizeze faptul că au condiții mai bune. Teoria este numită, mai mult sau mai puțin poetic, sămânță și teren, sămânță și sol, seed and soil în engleză. E destul de sugestiv pentru ceea ce se întâmplă de fapt. Solul trebuie să fie optim, nutritiv și așa mai departe. Cealaltă teorie, ca să termin și cu mini cursul de oncologie, este că se duc unde le duce sângele sau orice altă cale de comunicare. E pur și simplu o problemă de mecanică, de geografie, dacă vreți, a organismului. Niciuna dintre cele două teorii nu e perfectă. Presupunem la ora actuală că se completează una pe cealaltă. În momentul în care o persoană se adresează, da, urmează pașii, se adresează medicului de familie, ulterior merge la specialist, parcurge toate investigațiile, știm că de cele mai multe ori este recomandată biopsia. Nu de cele mai multe ori, ar trebui să fie recomandată de fiecare dată, pentru că este singura certitudine a diagnosticului pe care o avem. Așa. Orice investigație imagistică, orice examen clinic, orice probă de sânge nu face decât să sugereze sau să susțină un astfel de diagnostic. Nu poți să afirmi, să pronunți cuvântul cancer sau neoplasmă sau neoplazie sau malignitate sau oricum vreți să spuneți, inclusiv în termeni populari, bărbătesc și femeiesc, că Da. așa auzim de multe ori, așa le cunoaște lumea, decât dacă ești cât se poate de sigur că aceea este situația și că de acolo începe o discuție care este în general foarte complicată, foarte
împovărătoare pentru pacient, în primul rând, dar și pentru medic. Și cercetările acestea nu ți-o dă decât o bucățică mică de țesut pe care o obții prin biopsie, uneori mai rar printr-o intervenție chirurgicală mai extinsă. În momentul efectuării biopsiei, practic, se stabilește forma celulei sau, nu știu, micro, macro, nu știu, sunt la fel anumite detalii care pot vorbi despre gravitatea, nu, bolii, cât de grav e stadiul. Enorm de multe detalii, de fapt, și am trecut în 2021 și am trecut chiar de forma celulei și de numărul de mitoze, de înmulțiri pe care le sesizăm pe o lamă de microscop. Au devenit mult mai importante, inclusiv pentru alegerea tratamentului și pentru prognosticul pacientului, diverse caracteristici biologice, să le spunem, moleculare, chiar genetice. Putem să testăm o serie dintre acestea și din ce în ce mai multe au și un medicament care le poate ținti și care nu este nici pe departe asemănător cu variantele clasice de tratament pe care le cunoșteam înainte. Chirurgia sigur că rămâne, dar chimioterapia, de exemplu, începe să ajungă pe planul 2. Așa e, pentru că vorbeam înaintea emisiunii de un nou tip de medicație pentru pacienții oncologici. Despre ce este vorba? Că mai de mult știam că funcționează chimioterapia, da, radioterapia. Mai de mult sunt nu asociate avem decât chimioterapia. Sau... Asta e ca tratament sistemic și vorbeam de stadii mai înainte. În stadiul 4, de exemplu, vorbim de o boală diseminată, de o boală sistemică, de o boală care se găsește în nivelul întregului organism. Ca tare trebuie atacat atât cât se poate cu o formă de tratament care se adresează întregului organism. Acestea sunt în general medicamente. Da. Nu poți să faci o intervenție chirurgicală atât de extinsă și nici radioterapia nu ar deveni letală dacă ar fi aplicată la nivelul unei părți mari din organism. Chimioterapia însă sau orice alt medicament antineoplazic poate să o facă. Din fericire, aș spune, pentru că citostaticele sunt niște medicamente eficiente, dar sunt și foarte toxice, din păcate, și asta ne limitează și pe noi și pacienții atât în rezultate cât și în capacitatea de a accepta aceste tratamente. Din fericire, tind și vor ajunge probabil pe un plan secund, nu cred că se va renunța la chimioterapie, dar va ajunge să fie o altă formă dintr-un complex mult mai mare de tratamente. Și cele noi despre care mă întrebați sunt de fapt probabil mai degrabă în două tipuri, mai ușor de încadrat. Unele se numesc terapii biologice, care se adresează unor receptori, de obicei receptori care favorizează creșterea sau metastazarea acestor celule maligne. Cealaltă și mai nouă și probabil cea mai în vogă la momentul de față este imunoterapia. De când a apărut această imunoterapie în tratamentul bolnavilor oncologice? Ca și concept, 30 sau 40 de ani. Ca și aplicare, în particular în forma actuală, 5 sau 6. Deci este chiar ceva de dată foarte recentă și câmpul ei de aplicare se extinde exponențial. Deocamdată nu o putem folosi în orice fel de boală malignă, pentru că nu funcționează sau poate pur și simplu n-am găsit molecula perfectă. Dar putem să o folosim într-un moment sau altul în aproximativ 75-80% dintre cancere la ora actuală. Care ar fi cancerele care nu pot fi tratate cu această metodă? Nu aș spune că nu pot fi, sau poate mai bine nu pot fi la momentul de față. Sau au rezultate mult mai ineficiente, mult mai slăbuțe. Metoda în sine, principiul metodei ar trebui să funcționeze oriunde, pentru că vorbim practic de o stimulare a sistemului imun împotriva acestor celule maligne pe care nu le mai recunoaște în afara tratamentului. Asta face imunoterapia, de fapt. Nu atacă propriu-zis celula imună, ci reînvață sistemul imun să o recunoască ca pe un străin, ca pe un dușman, astfel încât acesta s-o poată ataca singur. Acest tratament merge mână în mână cu chimioterapia sau se încearcă întâi chimioterapie, ulterior acest tip de medicație? Nu, cred că se completează și avem și combinații de astfel de tratamente. În cancerul de plămân, de exemplu, în unele situații se folosesc împreună. E un protocol mai complex cu citostatice folosite de altfel și înainte, la care s-a adăugat și imunoterapia. Ideea ar fi să, pe de o parte, să potențeze distrugerea, pentru că și chimioterapia tot acest lucru face,
Și prin distrugerea indusă de chimioterapie se expună din ce în ce mai multe antigene, fragmente de celulă practic malignă, distrusă, la celule sistemului imun, astfel încât acestea să fie mult mai ușor, să le fie mult mai ușor recunoașterea.